A fost doar de clipurile mele lungi, nu-i așa? Țineți-vă bine că urmează unul de o să vă doară cap. Avem azi haul, mega haul de parfumuri. Luna ianuarie 2021. Ce am bifat de pe listă? Hai să vedem! Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți? Sper că sunteți bine! Eu azi am pentru voi un haul. Fără prea mult tam-tam, intrăm direct în pâine. Avem aici cutiuța. Nu vă gândiți că asta e singura cutie. E o cutie pe care o păstrez în casă, în care adun parfumurile noi achiziționate pentru a le păstra de haul. Bun, hai să începem. O lăsăm un pic deoparte, pentru că am niște restanțe pentru voi. O singură restanță, e vorba de un set pe care l-am achiziționat în noiembrie de Black Friday, dacă nu mă înșel. Da, erau niște oferte la Oriflame în noiembrie și nu știu cum nu a ajuns în clipul acela din decembrie, mai One by December, acolo trebuia să fie. Dar mă rog, acum rezolvăm problema și vreau să vă arăt că mi-am luat acest set de la Miss Jordani, care arată bestial. Mie îmi place foarte mult cutia, dar nu o să o păstrez pentru că eu nu păstrez cutiile. Miss Jordani Intens de la Oriflame vine așa. Așa, hai să scoatem asta. Punem deoparte aici. Și ce avem? Avem shower cream și parfumelul. Parfumelul cred că e de 50 de ml. Arată așa, a fost foarte mișto prezentat și în catalog și mi-a plăcut, ce pot să zic. Mirosul. O să vă arăt sticla mai de aproape. Mirosul este unul foarte tineresc. Asta mi-a zis mie. E un floral fructat. Se simt foarte bine fructele. Sunt revigorante. Și e jucăuș așa. E tineresc, jucăuș. E pentru o fată de, nu știu, 20 de ani, 25 de ani. Pe acolo eu îl văd foarte bine. Și da, rezistența lui e ceva mai bună decât restul parfumurilor, având în vedere că este intens, mă refer la parfumurile Oriflame. Da, simt o îmbunătățire acolo, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate la persistență, la faptul că mă ține întreaga zi. Nu, nu te ține întreaga zi, dar e un parfum drăguțel, numai că nu e de iarnă. Mie nu mi se pare că e de iarnă, eu o să-l folosesc probabil la primăvară, chiar și vară, pentru că e o combinație interesantă între flori albe, gardenii, ceva de genul pe acolo, cu fructe. Și fructele acelea sunt, v-am spus, destul de vesele, jucăușe, săltărețe, știți voi. Deci o achiziție reușită și setul îmi place foarte mult. Cred că o să folosesc și acest shower cream, cu toate că eu nu sunt cu aceste produse, dar a venit la pachet și a fost un preț foarte bun. Nu mai știu, seturile astea mai erau, mai multe seturi de la Oriflame. Parcă acesta a fost undeva la 65 de lei, pe acolo, nu știu, o să caut și o să vă las în bara de descriere și o să știți exact, dar bine, nu cred că mai e, îl pun la loc, nu cred că mai e în catalog fix pe acesta, a fost doar atunci de Black Friday. Cred că mai găsiți parfumul, Jordani, Miss Jordani Intens, cred că îl mai găsiți, dar nu cred că mai găsiți și setul întreg. Bun. Ce am mai achiziționat din lista mea? Aceasta, încă o mai am, da. Mi-am șters aici, mi-am bifat niște chestii, mi-am mai pus alte chestii pe spatele listei. Deci sunt old school. Eu îmi notez pe hârtiuțe. Nu prea sunt eu cu telefon. Adică am și pe telefon, dar nu pot să zic că mă omor după acele remindere, nu știu. Încă n-am ajuns acolo să fiu atât de nebunită cu telefonul. Poate pentru că m-am născut, nu știu. Da, a căzut lista. O să o iau eu mai încolo. E ok? Da. Am început bine, ce pot să zic? Partea asta o să o las în clip. Uite așa, nu mai pun la bloopers. Da, o să am o grămadă de blooper, stați liniștiți. Hai să vedem. Începem cu cutia mare? Nu, pentru că mai am ceva. Un cadouaș de Crăciun.
mai întârziat, așa. A fost acest set de la Avon cu parfumul Today. Deci asta vine așa, e foarte mișto și cutia. Mamă, ce mă asortez cu cutia asta. Nu mai pot. Și avem așa ceva. Stai să nu cadă. Avem parfumelul de 50 de mililitri, cred că este. Nu cred că e cel de 100. Avem o cremă de corp, un body soufflé. Pe acesta chiar cred că o să-l folosesc. Culmea, eu nu sunt cu smacurile de corp, dar dacă e soufflé și poate e mai ușor, cine știe. Nu prea suport eu unturile de corp. Nu știu, nu-mi place să mă fac lucioasă ca o focă. Dar, mă rog, fiecare cu... Poate eu am o piele ultra mega uscată și de-aia nu rezistă parfumurile pe mine. Se prea poate. Și avem aici un Today. Today tot în set, dar varianta mică de poșet. Mi-a plăcut varianta asta. Mamă, cât praf e în el. Pentru că nu l-am mai deschis de când l-am primit. Dar o să le scot separat. Da, a picat. O să le scot separat și o să le folosesc. Parfumelul cred că știe toată lumea. Today nu are sens să mai intru în el. Mie mi se pare... Chiar e de desfăcut aici. Mie mi se pare că e un parfum... Da, l-am desfăcut imediat. E un parfum reușit de la Avon printre... puținele, zic eu, care rezistă, nu știu, Avon-ul nu m-a impresionat cu persistența parfumurilor, acesta, Little Black Dress, poate Rare Pearls, mai sunt câteva pe acolo, dar Today-ul se știe că rezistă. Și Today-ul, care arată așa, Today-ul este un fel de săpunel, eu așa zic. E săpunos, e curățel, ține decent pe piele, pe mine undeva la 5-6 ore, deci pentru un Avon e foarte ok. Și nu mai vă spun notele la acesta, pentru că cred că le știți, cred că toată lumea a mirosit la un moment dat parfumul ăsta de la Avon, că e destul de cunoscut. Am zis să-l am și eu în colecție, l-am tot încercat și am zis că trebuie să-l am în colecție. Bun, trecem mai departe. Ce mi-am făcut eu singurică cadou? Da, pentru că na, este și ziua mea luna asta și na, se petrec mai multe luna asta și am zis să mă duc la Jo Malone. Știți că aveam pe listă, lista care e încă jos, by the way, deci încă n-am ridicat-o de pe jos, dar o să o ridic când voi nu mă vedeți. Bun, aveam pe listă un Jo Malone. V-am zis eu în ultimul clip din 2020 că aș vrea să-mi iau de la Jo Malone... Honeysuckle and Davana. Dar eram un pic în dubii pentru că Honeysuckle and Davana seamănă cu ceva de la Jo Malone pe care eu l-am deja. Și anume Peony and Blush Suede. Da, eu știu că se zice suede și nu suede și nu alte cuvinte. Deci suede. Da, puteți să mă corectați. Cine știe mai bine engleza decât mine. Așa, m-am dus eu până la Jo Malone. Și am constatat că îmi plăcea alt parfum, normal. Adică cu Honeysuckle and Davana eram așa, 50-50. Nu știam sigur, am zis că trebuie să-l mai miros, trebuie să iau decizie. Dar când l-am mirosit pe acesta, am zis că trebuie să-l iau. Și am așteptat și l-am comandat de pe site, pentru că pe site au ei niște oferte pe Douglas, whatever. Câteodată zic Douglas, câteodată zic Douglas. Depinde cum am eu chef în ziua respectiv. Și am zis să-l comand pe site, pentru că venea la o ofertă bunicică cu alte două alte parfumele mici. Și eu sunt înnebunită cu parfumele mici. Vine așa, cutia este fenomenală. Bine, am aranjat-o eu ca o oligofrenă ce sunt, pentru că nu... Nu știu, nu. Deci funda asta m-a nebunit. Vine cu funda albă, de obicei ele vin cu fundă neagră, dar acum depinde cum se hotărăște sales assistant-ul să ți-l împacheteze. Am mai primit cu funda albă. Cutia este superbă, deci cutia de la Jo Malone mă nebunește. Și nu am cutie din aceasta pătrată, am mereu cutie din aceea pentru un parfumel mai lunguiaț. Și a venit separat, n-a venit în cutie cum a... Cumva a venit separat, că nu cred că mai avea loc. Această mini lumânărică pe care am și folosit-o de Crăciun.
de la Jomolon normal cu English Parent Frija. V-am înnebunit destul cu English Parent Frija, ca să știți că e un parfum preferat de mine. Deci nu vă mai înnebunesc și acum. Dacă vreți, aveți clipuri suficiente în care vă pomenesc de English Parent Frija. Soțul meu a zis că miroase a zeamă de varză, dar na, fiecare cu... Na, nu mai zeamă de varză, nu simt eu în English Parent Frija. Mi se pare unul dintre cele mai feminine parfumuri posibile. Dar el zice că îi amintește de o gospodină care face sarmale. Ia. Fiecare cum na. Bun. Jo Malone. Vine așa. Azi sunt hyped, vedeți? Sunt hyped, da? Deci sunt hyped. Îmi plac clipurile de genul ăsta. Vine așa, bine. Eu le-am aranjat așa. Sticlă mare, pentru că... Da. Îmi plac sticlele mari de la Jo Malone. Și avem, ce avem, tarararam, Poppy and Barley. Da, auzisem de el, dar nu, cum să zic, nu-l includeam în lista mea, nu știu de ce. Bine, nici nu-l mirosisem și acum am avut ocazia și am zis, wow, stai un pic că îmi place. Și așa că m-a convins acesta să-l iau în detrimentul Honeysuckle and Davana, că mereu uit numele acela. Dacă ar fi să-l mirosim, că am aici niște mici chestii pe care să dau, așa, doar o dată. Am dat și pe piele. Cred că cu acesta mă voi da azi. Da. Da. Dar nu mă dau acum pentru că o să mai încerc parfumul și nu vreau să interfereze cu ele. E elegant. E... de bun gust, nu știu cum să vă zic. Jo Malone niciodată nu mă dezamăgește, nu-mi dă o bombă, nu mi le dă prea dulci, dar nici acre, nici amare, nici niciun fel. Deci, Jo Malone ce are ca vârf? Smochină cu acăze negre, violetă, mijloc grâu, pentru că Poppy and Barley se traduce mac și orz. Bine, orzul nu e grâu, dar o să vedeți că are și orz. Deci la mijloc are grâu, note pudrate, ce mișto e. Mac, care e aproape ca un drog, da, că se face un drog din mac. Deci înțelegeți nebuneala cu acest parfum. Bază orz, mosc alb și tărâțe. I don't care about tărâțe, adică și tărâțele pot mirosi mișto. Dar moscul ăla alb, cu notele pudrate, cu macul care e un pic dulce, cu... smochina care e din nou dulce, dar nu e overbearing, nu e, nu ți închide nasul smochina aia ca în alte parfumuri, deci e, e foarte plăcut, m-am zis, foarte feminin, foarte rafinat, miros rafinat în stilul Jo Malone, curat, floral, delicat și persistent. Cum? Deci pe mine acesta persistă bine de tot. Aproape toată ziulica. Și e Jo Malone, și e apă de colonie. Dar apa lor de colonie de la Jo Malone nu este clasica apă de colonie. Așa mi s-a explicat, cel puțin. Mă rog, n-am intrat în subiect să-l analizez în detaliu, dar promit că o să fac asta pentru că îmi place casa Jo Malone și vreau să mă interesez mai mult de cum se fac parfumurile lor. Deci durează toată ziua pe haine, durează și a doua zi, fără probleme. Merge și iarna. Deci o să-l port iarna asta. Chiar vreau să fac o pauză de la toate cele dulci, vanilate, puternice și așa. Și acesta e puternic, dar nu e pe partea aia gurmandă neapărat. Și merge bine de tot. Ce mai avem? Ce mai avem aici în cutiuță? Avem un English Parent Frija, micuț de 9 ml, din nou, e al doilea, dar nu strică niciodată. O să port English Parent Frija, cred că și la primăvară, cred că merge și de primăvară, și o să le țin în geantă. Nu că m-aș duce eu prin locuri nebănuite, mă duc până la Kaufland și înapoi, v-am mai spus. Da, să sperăm că poate ajung și eu undeva să mă plimb, poate în afara țării. Cine știe? Poate vă iau cu mine. Mamă, cum ar fi asta? Nu mai să ajung eu. Așa. Velvet Rose and Oud. Avem primul meu parfumel din gama aceasta cu sticlă închisă. Sper că se vede ceva la cameră, că e mic scris.
Deci această gamă închisă la culoare, nu știu exact cum se numește, colon intens, da, colon intens, că scrie pe el. Nu că am evitat-o, dar știu ce prețuri are, sunt mult mai scumpe decât cele normale, clasice. Și, da, nici măcar nu le-am mirosit ca să nu am tentații, buzunarul meu să nu sufere. Acest Velvet Rose and Oud, în schimb, nu pot să zic că m-a dat pe spate. Știți problema mea cu trandafirul, știți că trebuie să fie un trandafir special, mai tinerel, mai curățel, ca să-mi placă mie, nimic care să ducă pe zona matură, nimic care se ducă, să se ducă la trandafir bulgăresc, de dulceață, nu, deja mi se strepezesc dinții, nu. Udul, iar e o notă cu care mă înțeleg și nu mă înțeleg, am parfumuri în care udul e foarte bine făcut, blenduit bine și ok, dar nu pot să zic că combinația trandafir cu ud, chiar dacă e una super mega cunoscută, acest acord, mă dă pe spate. Dacă e să-l dăm un pic, să-mi amintesc cum miroase, m-am mirosit, cred că o singură dată, așa, doar un pic. Miroase destul de... Da, trandafirul nu e atât de puternic în el, mai mult simt udul. Nu e un ud rău, nu e un ud care te dă afară din cameră. E interesant, e unisex, eu aș zice. Deci da, de ce nu? Și bărbații pot purta trandafir. În cultura cel puțin arabească știu că se poartă. Ei chiar folosesc trandafirul ca notă. Știu că și Ani de la Beauty Barometer a zis de asta și m-am interesat și eu și am văzut că ei, în cultura lor, trandafirul este pentru bărbați. Da. Deci cred că ar merge și pe un bărbat, cu toate că e mai spre partea feminină un pic. Dar udul ăla l-aduce un pic și în zona bărbătească. Deci da, ce pot să zic? Interesant, dar nu cred că voi achiziționa o sticlă mare din el prea curând. Nu știu. S-ar putea să mă răzgândesc, cine știe. Le punem înapoi frumușel în cutie, cutia pe care o să o păstrez. V-am zis că sunt printre puținele cutii pe care eu le păstrez, cele de la Jo Malone, pentru că sunt deosebite. Bine, mai am câteva cutii acum, parfumurile de nișă pe care le am și eu câteva acolo. Da, le țin și cutiile, că na, sunt frumoase. Ce pot să zic? Bun, am terminat cu partea asta, trecem la cutioanța mare. Păi ce să conțină? Conține așa. Toate așa. Avem Twilly. Lasă că o dau un pic mai așa. Na. No, o să o dau jos că mă stresează. Avem Twilly de la Hermes, o poavră, flankerul, deci nu originalul. V-am zis că o să mi-l iau, era pe listă, lista e încă jos. Da, da, o să vă zic de câte ori pomenesc de listă, o să vă zic unde e lista, e jos pe podea. Bun, Twilly de Hermes, o poavră, este acest ciprat, floral, condimentat, cu un piper roz, cu un trandafir, foarte mișto. Mie mi-a plăcut mult mai mult decât originalul. Știu că unele mi-ați comentat când am inclus parfumul în lista mea că nu este la fel de bun ca originalul. Dar, uite, am avut o interacțiune interesantă. Când l-am mirosit, bine, eu îl luasem deja, dar eram pe acolo prin Sephora sau Douglas, nu mai știu, și eram pe lângă el. Nu l-am mirosit pentru că știam cum miroase. Și a venit o doamnă un pic mai în vârstă, care nu prea știa, se vedea că nu știa, nu vedea, nu avea ochelarii, mă rog, și o ajută sales assistant-ul, domnișoara, să aleagă. Și întreba de fix de Twilly, care e mai bun, cel original sau cel o poavră flanker. Și eu m-am băgat în seamă că n-am ce face, se pare, și am zis că după mie îmi place mai mult o poavră, dar trebuie să-l miroasă, să nu știu ce. Și întreba și de prețuri, mă rog, și a fost curios că și sales assistant-ul, fata respectivă, a dat din cap și a zis, da, și mie îmi place mai mult, mult mai mult o poavră decât. Acum părerile sunt împărțite, sunt două tabere, unii preferă ghimbirul destul de sharp, după mine, din
ascuțit așa, e un ghimbir ascuțit în original și acela cred că m-a făcut să nu-l achiziționez sau să nu-mi placă. Bă, zis, îmi place mai mult decât acel ghimbir tăios din originalul. Este un piperat floral, ușor lemnos, cu ceva, dacă nu mă înșel, paciuli în bază, dar nu se simte atât de tare, pentru că știți că eu cu paciulii nu mă înțeleg și mă înțeleg. Adică mai am momente în care îl plac, da? Și am început să trec un pic de aversiunea mea, că știu că v-am înnebunit, de câte ori am zis de paciulii că nu-mi place. Și acum ușor, ușor încerc să trec peste aversiunea asta cu paciulii, pentru că sunt anumite parfumuri cu paciulii foarte reușite. Dar nu este paciulii în cantitate mare în acest parfum, în niciun caz, că nu-l simt. E foarte, foarte interesant în stilul Hermes, adică ei au un ADN al lor. O să-l recunoașteți în cam toate parfumurile lor și o să vedeți acel ușor condimentat, o adiere de condimente, de e merpe florale sau lemnoase, cum e Eau de Merveille sau Elixir de Merveille, ambrate, dar când fac floralele le fac un pic with a twist. Deci, asta îmi place la Hermes. Așa, așa, trecem mai departe. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? E, păi avem un Cartier. Da, se asortează cu mine. Uite ce bine mă asortez. Avem Cartier Le Baiser du Dragon. Mamă, ce franceză am în mine, dă-mi stă mintea în loc. Da, eu cu franceza v-am zis că nu mă înțeleg. Am studiat-o la școală, dar mereu am detestat-o din ficați. Nu știu de ce. Mereu am fost pe engleză mai mult. Asta m-a atras pe mine. Poate pentru că tatăl meu mă ducea de mică la plimbare și el a fost ghid în limba engleză și mi-a băgat engleza pe gât. Și franceza nu m-a atras niciodată. Dar asta este altceva, altă discuție, poate cine știe, odată o să fac un clip și despre mine, dacă vă interesează, dacă îi pasă cuiva, dar nu știu. Bun, ne întoarcem la Le Baiser du Dragon, Cartier. Avem așa un oriental vanilat, am aici notele, vi le spun așa pe scurt. 2003 a apărut, făcut de Alberto Morillas, cred că am pronunțat bine, că, da, Morillas, nu Morillas. Mă rog. Vârf, amaretto, migdale, gardenie, neroli, eu cu neroli, da, hai. Mijloc, cedru, trandafir, așa arată, eu vă citesc și, da, cred că l-am pus bine la cale, vă citesc și notele. Mijloc, cedru, trandafir, stânjenel, iasomie, mosc, bază, ciocolată măruie, rășină benzoică, o da, caramel, vetiver, patchouli. Mamă, încă mai miros ciomolonul ăla, deci o să fie dubios că o să-l dau și pe acesta și o să se amestece. Hai să îl mirosim. L-am dat peste tot. Peste tot pe birou. Super. Azi e una din zilele alea în care fac eu de-astea. Bun. Este un... Mie miroase acesta. E bezetul dragon. A, halva. Da, primul sniff, prima... Adulmecare mă duce cu gândul la halva, un pic spicy, un pic nutty, cu nuci, ceva lună, ceva ciocolată sau cacao, depinde acum, dar e vintage. E vintage, old school, ceva acolo simt din Shalimar, deci dacă vă place Shalimarul, s-ar putea să vă placă mult și Le Baiser du Dragon. Un mix de Shalimar simt cu Angel Muse de pe, pentru că simt acel patchouli, dar mai condimentat. Deci un Angel Muse de pe, mai condimentat, ceva gourmand, mâncabil, v-am zis halva, vintage și piperat, condimentat, piperat, acolo. Deci are acea notă clară de parfum old school, gen Shalimar. Nu pot să zic că are atât de multe în comun cu Shalimarul, dar pe mine acolo mă duce cu gândul. Și este un parfum matur, după părerea mea, dar purtabil. Mai purtabil decât Shalimarul. Da? I said it. Aia e părerea mea și cu asta trăim. Bun. Trecem mai departe. Ce avem noi aici?
Îl luăm la nimerală. Da, trebuie să vorbesc despre asta. Deci am avut cel mai mare noroc și baftă. Dar eu cred că am atras cumva energia pozitivă asupra mea în clipul acela când am spus despre cât de mult îmi doresc să pun și o mâna pe o picătură, o sticluță, oricât de mică, oricât de mare, de preferat mare, de Alien Essence Absolut, care e discontinuat, nu se mai face normal, ca toate parfumurile bune, de ce să se mai facă. Și am avut, am primit un mesaj de la o urmăritoare foarte drăguță. Băi, și am vorbit cu ea, a fost o plăcere să vorbesc cu ea. Mă rog, nu vă dau detalii din conversație, că nu mi se pare ok. Izabela, dacă te uiți, mulțumesc frumos pentru că mi-ai trimis această bijuterie. Da, știu, e pe jumătate, dar who cares, who cares. Am sărit pe ea ca pe, nu știu, zic că eram un copil care n-a mai mâncat de 5 zile. Nu, no, de o lună. Deci e ceva... acest parfum, da. Mă rog, Izabela mi l-a trimis prin poștă, normal contra cost, pentru că nu accept mocangeala, dar a fost drăguță și mi-a achitat ea taxele poștale, cu toate că am insistat să-i achit tot, dar i-a zis nu, pentru tine e ok, nu știu ce. Știu că l-a cumpărat, e ceva mai vechi, o ediție mai veche, e o sticlă de 30 de mililitri. Și l-a cumpărat din Londra, dacă nu mă înșel, din Harrods? Parcă nu mai știu, că am discutat despre chestia asta. Harrods sau alt magazin? Nu mai știu. Da, și ai avut o inspirație să cumperi atunci când s-a putut, că na, eu până atunci eram pe altă planetă, probabil. Și așa că am primit și sunt mega fericită de acești 15 ml de licoare superbă. Nu mă dau pe piele pentru că e foarte puternic și da, s-a transformat, adică dacă știți, parfumurile cu vanilie se fac așa, e normal să se înnegrească, pentru că vanilia, chiar și la un contact moderat cu lumina, în timp se face așa. Și chiar m-a încântat că este culoarea asta. Cu toate că nu recomand să vă dați pe albituri și pe piele, s-ar putea să vă păteze un pic pielea, dar e ok că se duce, nu e tragedie. Deci acesta este Alien la puterea N, N și pe mii, da? E un Alien cu ambră, eu simt o cafea în el, simt o cafea, da? Poate sunt eu obsedat în perioada asta cu cafele și cu parfumul cu cafea. By the way, o să vorbim și despre asta pentru că am mai adăugat ceva la listă. Când o să o iau de pe jos, o să vă spun. Deci este, v-am spus, Alien la puterea N, Alien până la cer și înapoi. Pentru iubitoarele Alien, nu știu cine nu l-ar plăcea pe acesta. Eu v-am zis cât de disperată eram să pun mâna pe așa ceva și ca să vedeți cum e soarta. O altă următoare, deci e o poveste lungă de tot. O altă urmăritoare mi-a dat mesaj. Vezi că pe grupul cu tărică de pe Facebook vinde cineva. Culmea, de la persoana respectivă am mai cumpărat un alt parfum care e pe aici. Nu e pe aici. O să vă spun. Am mai cumpărat un parfum de backup, pentru că am înțeles că nu se mai face, vorbim. Și persoana respectivă mai vindea și o sticlă de 60 ml de Alien Essence Absolut. Și mi-a dat urmăritoarea, vezi, fugi, du-te acolo. Eu, disperată, da, deja se rezervase. Deci Alienul, dacă nu-l iei atunci, pac, s-a evaporat. Și eram așa foarte dezamăgită, dar am lăsat eu un comentariu acolo, băi, dacă nu, dacă cumva persoana respectivă nu vrea, zi-mi mie că nu știu ce. Și mi-a văzut cineva comentariu și m-a abordat pe Facebook și am aflat că acea persoană e tot o urmăritoare de-a mea, Elena. Foarte drăguță și Elena, avea de vânzare o sticlă de 60 de ml de Alien Essence Absolut. Tot așa ceva nu i-a convenit la parfum și așa că este al meu și este pe vine. Trebuie să vină prin curier, cred că pe săptămâna viitoare, nici nu știu. I cannot wait.
Deci am și sticlă mică de 30, o să le țin pe toate. Sticla asta mică e adorabilă, deci asta îmi place la nebunie. Dar am și sticlă mare! Yay! Bun, hai, trecem mai departe, nu-l pun la loc, îl pun aici. Ce mi-am mai luat? Tot așa, o urmăritoare, dar crede-mă că n-am memoria numelor. Mă strofoc rău de tot să rețin numele. Te știi în comentarii cine mi-a comentat că se găsește Idyl de la Guerlain, sticlă veche, pe esențe de lux la Dumitru, cine știe, cunoaște. Acest parfum pe care eu îl căutam și ea știa și m-a atenționat în comentarii, vezi că acum e Idyl la un preț super ok și l-am luat tester, dar a venit cu capac și testerul a fost mai ieftin. Deci este bestial! Bestial că am și sticla veche, e sticlă mare de 100 ml acolo la colecție. Da, și îmi place sticla asta de nu mai pot. Da, v-am zis că îmi plac sticlele vechi mai mult decât cele albinuțe. Nu zic că și albinuțele sunt drăguțe, toate așa aliniate sunt superbe, dar sticla veche e ceva, adică nu mai găsește așa ceva. Și doream neapărat să o am în colecție și în varianta veche, cu toate că mai am 100 ml în sticla albinuță. Dar Idyl e moscul meu de iarnă, moscul pe care, cum să zic, mosc la puterea N, cum am zis de Elier la puterea N, acesta este mosc la puterea N. E un mosc atât de frumos, dar și puternic, de asta zic că este de iarnă. Dar nu mai intrăm în detalii despre Idyl, că v-am mai împuiat capul în colecția mea cu ghelanurile. Dacă nu v-ați uitat la ea, o să o pun pe undeva pe aici, ca să vă apară și să vă duceți să vă uitați. Hai să trecem la cele mai mari, mai întâi să le terminăm. Da. V-am zgutuit, nu-i așa? Da. Acesta este un alt Guerlain. Era pe listă, v-am zis de el, din gama cu alegoria, Granada, Salvia. Și este în sticla albinuță, dar e o sticlă mai deosebită. Mie îmi plac aceste sticle, să le colecționez. Am, cred că 6, 7, nu știu mai știu câte am. Este un lichid roz. Ce drăguț e! Ce drăguț e! Deci, ia. Hai să vedem. Dacă îl plimb așa, se focusează, nu? Cred că bate lumina în el un pic prea mult. Ia, îl fac așa. Ia, așa, 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 așa. Da, 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 vedeți ce frumos e? Bun. Da, și acesta este în stilul clasic, efervescent, cu alegoria vesele, v-am spus, parfumuri care te scot din depresie, e la fel. Tot de primăvară, vară, dar l-am purtat și iarna și e ok. Culmea, acesta are o persistență, cred că dintre toate pe care le am, e cea mai mare persistență și de asta iarna merge și acesta, dacă nu vrei să te dai cu chestii foarte grele. Vrei ceva mai vesel? Granada vine de la pomegranate, adică rodie, și salvia, adică salvie. Salvie cu rodie, cam astea sunt notele. Salvia îi dă o prospețime. Nu o să mirosiți, nu știu, ierburi aromatice, deci nu se duce atât de pe partea aromatică. E mai mult vesel, fructat, cu acea rodie suculentă. E ce trebuie, e că mor după parfumurile astea. Și îl căutam de ceva timp pentru că cineva mi-a pus la un moment dat, într-o, tot așa, o achiziție de-a mea pe Facebook, mi-a pus un mic eșantion, o mostră și am rămas, wow, I must have it, dar l-am și pus pe listă. Lista care e tot pe jos, da, în caz că vă întrebați, e tot acolo. Bun, hai să-l punem aici și trecem mai departe, mai avem două mari, dar o să trec repede prin ele. Mi-am luat și eu cabotin de grei, da, clasicul, cine n-a auzit de ăsta, nu știu pe ce planetă trăiți. Este clasic de 100 de ani, dar încă se ține bine. Scuzați-mă, dar eu încă am în nas Jo Malone, deci mi-a invadat nasul, s-ar putea să-mi afecteze capacitățile de analiză. Capotin de crei e un parfum puternic, matur, după părerea mea, dați așa, verde, un pic aldehidic, eu așa simt, o aldehidă, un mosc mai animalic, ceva note animalice simt acolo, dar e săpunos, e fresh, simt și un pic de afumătură, nu știu,
S-ar putea să mă... Nu, e verde, floral, fresh, săpunos. Deci e ca un săpun, săpun ceva mai vechi, un săpun pe care poate mamele noastre îl foloseau sau bunicile. Știți, mirosul acela, când o să-l mirosiți, o să vă dați seama despre ce vorbesc. Miros de săpun ceva mai luxos, dar ceva mai vechi. Tot așa, din gama celor old school, dar e puternic, puternic. Deci acesta e, mamă, te ține toată ziua și se simte. Proiecția e bună. L-am luat mititel așa, pentru că îmi place sticla mai mică. O să-l folosesc, dar cu moderație și în anumite momente, când mă simt eu de modă mai veche. Așa mi se pare că e stilul acela de parfum. Nu merge chiar la orice ocazie și în orice moment. Dar e un parfum reușit pentru prețul lui. Nici nu mai știu cât am dat. O să-l las în bara de jos pentru că nu mai știu. L-am luat, cred că, de pe Parfumo. Nu știu, am căutat cea mai ieftină variantă și acesta oricum e ieftin și l-am luat și în sticlă mai mică, deci de-aia m-a costat aproape 50 de lei, dacă a fost 50 de lei, nu știu, dar clar merită mai mult. Bun. Un parfum care m-a cam, dezamăgit. Știți, l-am luat pentru că Jeremy Fragrance, da, îl urmăresc pe acel dement, e dement, da? Un om pe astea de designer, e ok. Bine, are el niște obsesii cu parfumurile, cred că știți dacă vă uitați la el. Și vorbea el de parfumuri cu rățele, cu mosc. Știți că eu sunt atrasă de astea când aud mosc, mi se aprind beculețele, ding, 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 ding. Eu tot stau cu mâna așa, zici că am mâna ruptă aici, mă rog. Și vorbim de, hai să vă arăt, Burberry Body, hai să facem cu englezisme de-astea că ne place. Știu că mi-a comentat cineva să mai folosesc englezisme. Greu cu mine. S-ar putea chiar să fac niște clipuri în engleză, chiar mă bate gândul. Bine, o să le fac cumva în dublu exemplar, și în română și în engleză, nu știu, ăsta este noua etapă acestui canal. Sper să ajung acolo, dar nu se desface. Aici se desface. Stilul tipic luminița. Bun. Avem sticla aceasta. Scuzați-mă, e ca un cristal, dar seamănă și cu altceva. If you know what I mean, da? E un pic falică. Hai să o dăm pe... Da. E interesantă, stă în picioare. Deci, bine, chestia asta nu stă chiar bine. Și arată așa. Burberry Body... Din câte știu, are... Nu am notele aici, dar mă rog. Are mult mosc, așa zice și Jeremy, că e moscul perfect pentru o femeie, nu știu ce. Ce m-a deranjat la el, dar o să-l port. Ați să iau și o chestie pe care să dau. Așa. Mi-am făcut eu aceste... E un mosc foarte pudrat. Dar aproape că te face să strănuți. Nu știu, ceva în el. De obicei eu de la floare de portocal Neroli am reacția asta câteodată. Și e un mosc verde. E o verdeață. Nu știu ce să zic. E plăcut de primăvară-vară, dar nu, vara nu-l văd. E prea puternic, prea... Aproape că sunt niște flori albe aici pe care le simt și florile acele albe aproape că mă, nu știu, îmi dau o durere de cap. Da. Cam asta ar fi, îl mai încerc, vedem dacă îmi schimb părerea. Bun, ce mai avem aici? Păi mai avem niște mici eșantioane. Hai să trecem repede prin ele. Mi-am luat ca să încerc Jean-Paul Gaultier de la Brasti. Ne-am luat pe acestea. Găsiți, bine, când aveți noroc. Și am avut noroc să găsesc fix din lista aia care e tot pe jos, da, lista, e leitmotivul acestui clip, lista mea care e pe jos în acest moment. Jean-Paul Gaultier Classic Essence de Parfum, 10 ml, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, adică nu sunt încă convinsă că o să achiziționez sticla mare.
E o floare de portocal cu citrice, pe scurt, cam slăbuț la proiecție, stă mai aproape de piele, nu sunt decisă încă, deci la sticlă mare, îmi place sticla foarte mult cum arată, dar să iau o sticlă doar pentru cum arată, nu mai fac eu de-astea. Are floare de portocal, iasomie sambac, mandarină, ceva ghimbir, aldehide, are aldehide. Eu cu aldehidele nu prea mă înțeleg. Bun, și în aceeași notă, am și... Nu, asta e altceva. Nu, dar l-aveam. Da, l-am aici. Am și flori de orange de la Serge Luton. Am luat de pe Notino, cred, un mini din acesta. Este o floare de portocal dolică după mine. Știu că cineva mi-a zis că e curățică, dar mie mi se pare murdărică. Și mi se pare... intrigant mirosul, dar parcă ceva nu e la locul lui, nu știu. E săpunos, dar un săpunos mai animalic, poate un mosc, dar am zis un mosc animalic mai de grajd un pic, o idee. Și nici acesta nu pot să zic că m-a convins să mă duc pe sticla mare, mai ales că Serge Luton e mai de nișă, din câte știu e de nișă și costă ceva. Deci trebuie să mai stau să mă gândesc la acesta și bine că am făcut rost de mostre. Mai avem Jimmy Choo Fever, Mihaela, dacă te uiți, hello. Jimmy Choo Fever, Mihaela mi-a atras atenția asupra acestui parfum. Bine, eu îl știam, aveam Jimmy Choo original într-o mostră mică, nici acela nu m-a convins să-l iau pentru că are un paciuli, e un fruciuli acela, dar nu intrăm în Fever original. Acesta are prună, licii, grapefruit, floare de portocal, din nou, e așa, heliotrop, iasomie, benzoin, alună, tonka, vanilie, era să zic familie, vanilie, cafea și lemn de santal. Da, simt o ciocolată, nu pot să zic că simt acea cafea de mută nasul, simt o ciocolată, simt lemnul, simt pruna foarte bine, e interesant, acesta... Chiar cred că o să iau o sticlă de 30-60 pe acolo. Nu vreau să mă duc în sticlele mari. Dacă găsesc, pentru că îl vreau în colecția mea, dar pe viitor cândva. Bun. Ce mai avem? Hai să zicem mai repede. Da. Flower Bomb. Mi-am luat și eu un mic Flower Bomb. Nu-l mai deschid că, na, așa arată, știți, sigla, sigilul acela de la Victor & Rolf. Parfumuri scumpe. Și după părerea mea, Flower Bomb este unul din acele parfumuri de care eu stau departe, adică în categoria La Vie Belle, pe acolo, parfumurile care au de toate și nu spun nimic în același timp. Adică e, într-adevăr, e sexy, mă rog, e o tonă de flori, o bombă cu flori, cum zice numele, dar nu îmi spune absolut nimic. Deci acesta... va rămâne în sticlăuța asta. Ce mai avem? Mai avem de la Cartier Carat, care îmi place, dar cred că îmi place mai mult La Panthère și s-ar putea La Panthère, de fapt, deja e trecută pe lista care e sub masă, da, în caz că nu ați aflat că lista e sub masă. O să o ridic fix acolo. Bun, I'm back cu lista. Am trecut-o aici. Cartier La Panthère. Știu că v-am zis la început că nu prea îmi place, că nu știu ce, dar l-am mai mirosit și îmi place atât de mult încât o să-mi iau o sticlă mare. Ce mai avem? Da, mai avem un parfum pentru bărbați, pentru că am și bărbați care mă urmăresc. Știu, e ultimul parfum, aia e. Am și bărbați care mă urmăresc, to all my male viewers. Toți bărbații din lista mea de abonați, dacă pot, nu știu, să dea și un semn, să zică, sunt aici, sunt bărbat, să vă număr, știi, vreau să vă număr. Bun, cum sună asta, vreau să număr bărbații, yeah. Jean-Paul Gaultier, Le Mal, Le Parfum, acesta este nou lansat din 2020, e făcut de Quentin Bish. Vârf, cardamom, mijloc, lavandă, stânjenel, bază, vanilie, note orientale și notele noastre. Da, pe scurt, așa că se lungește clipul, e un dulce, gurmand, ușor lemnos și parcă o idee
pudrat. Dacă vreți un review foarte bun la Jean-Paul Gaultier Le Marc Le Parfum, vă duceți frumos pe canalul Wolf Peak, filare acolo printre ultimele clipuri, dacă nu mă șel, și vedeți acolo un review amănunțit și foarte bun la obiect, cum v-a obișnuit Wolf Peak. Acolo o să se discute mai mult pentru bărbații care vor să știe despre acest parfum. Eu vă spun părerea mea, nu e in your face, e discret, asta îmi place. Nu simt neapărat cardamomul de care zice Wolf Peak, dar na, eu sunt disperată după cardamom, deci aș vrea să aibă cardamom până aici, vrea să mai ajungă cardamomul. E un pic gurmand, deci simt o notă ușor gurmandă, deci de la acel cardamom, dar nu îl simt așa in your face, pentru că nu e in your face. Mi-e plăcut, pudrat, un parfum bărbătesc pudrat, reușit, deci mie îmi place, dar nu știu cui s-ar potrivi din familia mea, la bărbați mă refer, nu știu, s-ar putea poate să-l iau cadou, cine știe. Bun, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut, sper că clipul să nu se întrerupă ca în alte ocazii, pentru că acel editor al meu mă nebunește de cap. În caz că vă întrebați de ce unele clipuri se termină așa brusc, nu e că le-am terminat eu așa, e că na, editorul s-a hotărât la minutul fix ăla să întrerupă și na. Mă rog, cam asta a fost, sper că v-a plăcut haul-ul, un haul măricel. Și am promis că vă mai zic ce mai am pe listă. Pe scurt, nebunia mea cu cafea continuă, saga căutării unui parfum cu cafea continuă, avem Acro Awake. Acro este the baby of Olivier Cresp. Olivier Cresp, care e unul dintre preferații mei, a făcut Light Blue, a făcut o grămadă de alte parfumuri. Și am înțeles că e cea mai bună cafea dintr-un parfum. Multă lume mi-a comentat și o să-l comand. Mansera, Cedra Boise. Oh, yeah, Mansera. Vreau să mă bag din toate cele Mansera. Și Cedra Boise-ul e pe alea mea, pe strada mea. Am înțeles că seamănă oarecum cu Aventus Creed și vreau să încerc. Cartier la Panther. Ce am mai pus? La Tafa Opulent Mas pe care l-am luat deja. Am mai adăugat La Tafa Quaid, nu știu cum se pronunță asta, Quaid, unul de la Ariana Grande, care este o surpriză, nu vă spun exact ce, pentru că o să-i fac poate un review separat, cine știe ce mă trezește, și avem Black Perfecto, mai vreau un Black Perfecto, chiar dacă am varianta de 30 de ml, pentru că am auzit că nu se mai face, normal, când îmi place mie, nu se mai face. Și așa că o să-mi iau, cred că o sticlă de 50 sau acolo, că sunt disperată de viață. Bun, cam asta a fost, v-am lăsat, v-am pupat, să aveți grijă de voi și de ai voștri. Ciao, ciao! De ce mai cânt colinde de Crăciun când Crăciun am trecut? Și de ce pe gerul ăsta de afară eu stau în tricou și fac reclamă la Coca-Cola? Nu fac reclamă la nicio Coca-Cola. Nici măcar nu beau Coca-Cola. Bun. V-ați fost... Deja? Păi de ce nu? V-a fost dor de clipurile lungi? E bine, țineți-vă bine. Nu. V-a fost dor de clipurile mele lungi, nu-i așa? E bine. Vrei ceva mai vesel? Acesta are granada, vine de la pomene...